La ce se înțelege din versetul 1 Corinteni 7 cu 29, cum îl pot aplica? Cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Sper că nu vă duce mintea la a trăi ca și cum n-ați fi căsătoriți. Aici apostolul face referire la perioade critice, vremuri de persecuție. Sunt situații în care trebuie să accepți vitregia soartei, dar nici de cum nu se înțelege aici să nu-ți faci într-o totul datoria ta de soț, de la partea spirituală până la partea fizică. Sub nicio formă nu e aici ceea ce au înțeles unii în primele veacuri, când se recomanda chiar soțul și soția să trăiască un fel de călugărie, ca să fie cu nevasta în casă ca și cum n-ar avea, sau cu soțul, nu se referă la asta, ci în a suporta necazurile care ne le impune vremea de afară, de exemplu dacă e vorba ca să fie cineva martirizat, sau cum se poate întâmpla acum să fie vreo situație în care se sper soția sau soțul, sau dacă unul e necredincios. Deci sub nicio formă acest verset nu afectează o viață de familie normală.